Trăim într-o societate în care se vorbește mult despre iubirea celorlalți, într-o lume preocupată de comuniune. Este foarte ciudat însă că pe cât de mari sunt eforturile depuse pentru a-i apropia pe oameni, pe atât de mici sunt rezultatele obținute. Foarte mulți dintre creștini se așteptau ca mileniul al treilea să vină cu pace, cu liniște, cu dragoste și înțelegere între oameni. Dar începutul a fost catastrofal. A adus ură între popoare, discriminare rasială, discordie între oameni, ură între creștini și dispute religioase. Gradul de decădere morală a omenirii este extrem de ridicat. Oamenii nu mai cred în dragoste, nu mai trăiesc în iubire și înțelegere. Și după cum spun sfinții părinți, numai iubirea ne poate salva, pentru că iubirea înseamnă Dumnezeu, iar acest lucru nu are limite, Dumnezeu fiind nemărginit. Sfântul evanghelist Ioan, teologul dragostei dumnezeiești, exprimă plenitudinea ființei lui Dumnezeu prin cuvântul iubire. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. În Biblie se vorbește mult despre sfârșitul veacului acestuia, dar lumea este încredințată că Dumnezeu, în mila sa cea mare, îngăduie creștinilor să se pocăiască îndeajuns până către sfârșitul acestuia. Părintele Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai mari și mai vestiți duhovnici români, spunea că nu păgânii, ci noi creștinii grăbim sfârșitul lumii, pentru că nu ne mai iubim. Dumnezeu a creat lumea din iubire. Sfinții se roagă pentru noi, pentru că ne iubesc. Îngerii ne protejează, pentru că ne iubesc. Și ne iubesc pentru că ne smerim, ne iubesc pentru că iubim, ne iubesc pentru că iertăm, ne iubesc pentru că nu avem judecăți și procese. Ne iubesc sfinții pentru că ne smerim și strigăm la ei, ca prin rugăciunile lor și ale Maicii Domnului să salveze Dumnezeu lumea, țara, satul, casa. Nu e nevoie de rachete, spunea părintele. Cea mai teribilă armă împotriva diavolului este iubirea și crucea. Un mare pusnic a zis: știi când va veni sfârșitul lumii? Când nu va mai fi cărare de la un om la altul. Când nu va mai fi cărare între tată și mamă, între părinți și copii, între copii și biserică. Când va pieri iubirea și când ne vom da numai pe afaceri și numai pe câștiguri și numai pe minciunării și numai pe alergări prin alte țări, doar ne-am îmbogățit. Medicamentul lumii nu este streptomicina sau știu eu ce alt medicament. Salvarea lumii, medicamentul lumii, este iubirea. Iubirea este o taină pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul omului, care are la baza ei jertfa. Nu există jertfă fără iubire și iubire fără jertfă. O să vă spun o poveste adevărată. Doi creștini s-au hotărât să se ducă la Ierusalim. Se mergea pe mare cu corabia în condiții grele, nu erau avioane. Mergând ei spre Ierusalim, au intrat să găzduiască la o casă unde i-au găsit pe toți bolnavi. Au sărit amândoi, i-au ajutat cât au putut, dar unul dintre ei a zis: eu nu mai merg la Ierusalim, căci nu pot să-i părăsesc pe cei bolnavi. Cum, dragă? Că noi ne-am hotărât. Unde-i hotărârea noastră? Și a plecat celălalt singur și a ajuns la Ierusalim. Acolo era o mare aglomerație, că era vorba de praznicul învierii Domnului. Pelerinul, odată ajuns în biserică, a pătruns cu mare greutate și îl vedea pe cel care rămăsese la bolnavi chiar în fața altarului. Vedeți? Cel care a îngrijit de bolnavi s-a așezat pe poziția de vârf a Scripturii, iubirea. Dragii mei, spunea părintele Arsenie Papacioc, porunca iubirii este porunca cea mai mare, de aceea insistă Mântuitorul asupra ei. Deci este o întrebare justificată, să ne opunem toți, iubesc sau nu iubesc, că e poruncă, dragă.
Să nu credeți că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul respectiv, pentru apostoli. Nu, a vorbit pentru toate timpurile. Băgați de seamă, iubirea e criteriu de judecată. Așadar iertați-vă, iubiți-vă, mai vizitați-vă, încurajați-vă, ajutați-vă. Când va dispărea iubirea, va veni sfârșitul lumii. Tot ceea ce facem trebuie să fie făcut cu dragoste sinceră. Cuviosul Porfirie ne îndeamnă. Dragostea pe care o avem pentru aproapele nostru întărește și înmulțește dragostea pentru Dumnezeu. Dragostea către aproapele este virtutea prin care creștinul dorește și voiește aproapelui binele vremelnic și veșnic. În virtutea aceasta, sălășluiește de plin duhul învățăturii și vieții creștine. De aceea Mântuitorul o și numește semnul de recunoaștere al creștinului. Întru acestea vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Așadar, cine nu se călăuzește de virtutea dragostei către aproapele, acela nu este creștin adevărat. Se spune că la Roma, un tânăr bogat suferise de o boală grea și apoi se făcuse bine. Când a ieșit pentru prima dată afară în grădină, s-a simțit ca născut din nou și plin de bucurie lăuda pe Dumnezeu cu glas tare. Întorcându-și fața către cer, el spuse: O, prea bunule părinte, dacă ar putea vreun om să-ți răsplătească pentru ceva, cu câtă plăcere aș voi să-ți dau toate avuțiile mele. Aceste cuvinte le-a auzit un bătrân numit Ciobanul, care zise tânărului bogat: De sus vine darul cel bun, dar într-acolo nu poți trimite nimic. Haide, vino după mine. Tânărul l-a urmat pe moșneagul cel credincios și ajunseră într-o colibă întunecoasă. Acolo au găsit o grozavă sărăcie și suferință. Tatăl zăcea bolnav, mama se văita, iar copiii erau goi și plângeau pentru o bucată de pâine. Tânărul s-a înspăimântat. Moșneagul însă spuse: Iată aici un altar pentru jertfa ta. Iată pe frații Domnului și locțiitorii săi. Atunci tânărul își deschise larg mâna asupra lor, le dădu din plin și îngriji de bolnav, iar sărmanii miluiți îl binecuvântară și îl socotiră un înger al lui Dumnezeu. Bătrânul zâmbi și zise: Așadar, tinere, îndreaptă-ți privirile recunoscătoare întâi către cer și apoi spre pământ. Toate felurile virtuților sunt cuprinse într-una singură, care se numește iubire, iubirea pentru aproapele. Dar nu trebuie să vedem în aproapele nostru numai pe cel care este de aceeași credință, de aceeași mentalitate, de aceeași trăire duhovnicească. Trebuie să iubim orice făptură de sub soare, indiferent de religie, de părere și de opinie. Fericit este omul care poate să iubească pe tot omul la fel. Pe toți suntem datori să-i privim ca pe unul și în fiecare să socotim că este Hristos, spune Sfântul Simeon, noul teolog. Pentru că niciodată omul nu este atât de fericit decât atunci când se știe iubit și când iubește, când își revarsă iubirea din sufletul său. Cea mai frumoasă definiție a iubirii a dat-o Sfântul Pavel în Epistola 1 către Corinteni. De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o mama ramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește.
Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nătăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Iubirea nu are nici început, nici sfârșit. Există odată cu Dumnezeu și răspunde întotdeauna la toate întrebările lumii. Mai mult, așa cum frumos a spus părintele Stăniloae, iubirea singură este în stare să vindece orice patimă. Dragostea de aproapele își are temeiul în iubirea lui Dumnezeu față de oameni și față de lume. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să ne ajute bunul Dumnezeu să sporim în noi iubirea duhovnicească de aproapele. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treime sfântă și nedespărțită. Amin.